fost testat pozitiv. De data aceasta, conducerea aeroportului spune că nu este vorba de o persoană care a interacționat cu pasageri. Este un angajat al departamentului de securitate și se pare că s-ar fi îmbolnăvit acasă, în familie. Cu toate acestea, a continuat să vină la muncă pentru că nu a știut că s-a îmbolnăvit și din datele de până acum ar fi intrat în contact cu 22 de colegi de serviciu. Direcția de Sănătate Publică face acum o anchetă epidemiologică. Toți cei 22 de contacti direcție vor fi testați astăzi și în funcție de rezultatele testelor rămâne de văzut în ce măsură activitatea aeroportului din Iași va fi sau nu afectată. Legea mulțumim este aglomerație pe DN1 la această oră. Este început de weekend, iar oamenii se îndreaptă deja în număr mare spre stațiunile montane. Vine cu detalii despre situația de pe drumul național 1, colegul meu Claudiu Login. Claudiu, unde te afli? Bun găsit, mă aflu la ieșire din Brașov către Predeal. Aici este un loc extrem de important pentru că aici se întâlnește și drumul național 1, cel mai aglomerat în această perioadă de sfârșit de săptămână la munte, cu drumul național 1A, varianta ideală de ocolire pentru cei care vor să se îndrepte dinspre Ploiești către zona Brașovului. Trebuie spus că potrivit centrului infotrafic la această oră, cele mai mari probleme în traficul de pe drumul național 1 pe Valea Prahovei sunt între kilometrul 101 plus 5.